Bine v-am regăsit, este 31 august 2023, super lună plină în Pești, un eveniment despre care toată lumea vorbește foarte mult. Și avem o lună care este cu vreo 30.000 de kilometri mai aproape de pământ decât de obicei. Și în engleză se zice once in a blue moon, pentru că de puține ori apare o lună albastră sau a doua lună plină în aceeași lună calendaristică. Lucrurile astea nu o să se mai întâmple încă vreo 14 ani. Avem și 6 planete în retrograd, deci toate premizele să putem să intrăm un pic înăuntru și să contemplăm. Energia de sensibilitate și empatie pe care o aduc peștii se completează foarte bine cu semnul Fecioarei, care este un semn foarte rațional și analitic și logic. Și dacă ne uităm la toate lucrurile prin care am trecut prin ultimele 6 luni și toate ciclurile pe care le parcurgem de ceva ani încoace, putem să înțelegem că există o grămadă de comportamente și tipare care nu ne mai sunt de folos. Deloc. Este un timp pentru o transformare profundă și cosmică, nu doar interioară, ci și exterioară. Este ca un fel de eliberare care pornește manifestarea noastră pentru următoarele 6 luni. Să piară credințele limitative. E timpul să le eliberăm. Intrăm într-o etapă nouă și avem nevoie să ne așezăm și intenția și atenția pentru a ne pregăti personal pentru această etapă nouă. Și cum orice lună plină, mai ales asta, care este extraordinar de creatoare, ne dă ocazia să scăpăm de lucruri pe care nu ni le mai dorim sau să încheiem lucruri pe care le-am început. Vă propun să facem o scurtă meditație cu afirmații care să ne ajute să ne setăm un pic tonul pentru următoarele 6 luni. Vă rog să ne așezăm bine, să ne sprijinim bine coloana, să închidem ochii și să tragem câteva respirații profunde de purificare. Să ne gândim că inspirăm toată această lumină a lunii pline și expirăm tot ceea ce nu ne mai trebuie, tot ce nu avem nevoie, tot ce nu ne face bine, tot ce este vechi. Că eliberăm această energie stagnantă, nedorită, care nu ne este menită. Că ne eliberăm de toată negativitatea. Și că ne reconectăm cu centrul ființei noastre. Ne recapitulăm puțin ca și cum am citit paginile vechi dintr-un jurnal. Temele care ne-au fost aduse în față recent.
care sunt lucrurile care ne-au impactat cel mai tare? Care sunt temele care ne-au făcut să ne întâlnim cu un tipar sau cu un ciclu care are nevoie să se termine? Sau care are nevoie să fie întrerupt? Și ne gândim la toată energia aceasta a lunii albastre, super pline, care vine ca un val de curățare și de amplificare. Acesta este momentul perfect și vibrația perfectă de care avem nevoie. Și acest val ne parcurge și ia cu sine toate aceste tipare, credințe, cicluri de care nu mai avem nevoie. Trăim timpuri haotice, dar sunt de asemenea timpuri ale revelației. Și dacă avem aliniere și discernământ și acțiune care să fie aliniată cu acestea, s-ar putea să începem un interval care să se dovedească cel mai transformator moment al tuturor timpurilor. Ne permitem să inspirăm și să integrăm energia asta grozavă. Care ne ajută să eliberăm ce este stagnant, ce este nedorit, ce nu ne este menit. Să ne descărcăm de negativitate. Și să ne întoarcem înapoi, în centrul ființei noastre. Vă rog să vă concentrați asupra energiei cuvintelor pe care urmează să le pronunț. Începem
acum. Inspirăm din nou. Și ne gândim la toate aceste afirmații care au legătură cu eliberarea. Dacă avem ceva de care vrem să ne eliberăm, atenție și mai mare la aceste cuvinte. Lumea este a celor care aleg să lase lucrurile să treacă. Aleg să mă desprind, nu îndepărtez lucrurile, ci le las să fie. Bogăția mea este numărul lucrurilor de care mă pot desprinde. Doar fiindcă ceva m-a făcut fericit, nu înseamnă că trebuie să păstrez acel ceva pentru totdeauna. Mă bucur de ce pot și ignor restul. Cu cât prețuiesc mai mult lucrurile pe care le controlez, cu atât mai puțin control voi avea de fapt. Mă desprind de atașamentul de a face lucrurile în felul meu. Uneori, capitularea este un act mult mai puternic decât apărarea sau agățarea. Lucrurile de care mă agăț îmi fac mai mult rău decât cele pe care le las să plece. Mă desprind de siguranță, iar opusul acesteia nu este nesiguranță, este deschiderea, curiozitatea și dorința de a îmbrățișa paradoxul, pentru că nu mai aleg de care parte să fiu. Accept exact ceea ce sunt, și nu mă opresc niciodată din a învăța și a crește. Respir, las să treacă și mi-aduc aminte că acest moment este singurul lucru pe care îl am cu siguranță. Cu cât mă las mai liber, cu atât mă vor lăsa și ceilalți mai liber.
Rămân în energia acestor afirmații. Și pot să închei această meditație scriindu-mi pe un bilet ce am aflat. Să-mi adun niște lumânări, un pic de salvie sau de tămâie, un pic de apă, cristalele care oricum se încarcă la această lună plină și să așez toate lucrurile acestea în jurul meu, să-mi imaginez cum toată energia proastă este sorbită în lumânări sau în salvie sau în ceea ce a prins, să mulțumesc Universului că mă ajută să eliberez ceea ce nu mă mai slujește, să-mi sting lumânările și să beau puțină apă din bolul pe care l-am avut lângă mine pentru a simboliza purificarea. Dacă aveți cristale, lăsați-le diseară afară la lumina lunii. Bucurați-vă de visele și intuițiile pe care acest timp puternic ni le aduce tuturor. Ca să învățăm să trăim și să pășim ușor și cu grație. Vă mulțumesc!